Hai să mă băieți și bine am găsit la un episod din seria noastră zilnică de Samp. Data asta suntem tot pe serverul ruby.unefric.ro. Dar nu importa momentan unde jucăm, pentru că vreau să lămurim anumite chestii și să vedem cu adevărat cine minte și cine nu. Cred că știți despre ce e vorba, este vorba despre clipul lui FX. Foarte mult m-ați întrebat dacă o să fac un videoclip și eu să-mi spun părerea despre clipul lui și să vedeți și ce părerea mea despre faza cu FV-ul. Cred că am vorbit destule, dar înainte să începem videoclipul, băieți, nu uitați acolo să apăsați pe butonul ăla dacă vreți în continuare episoade cu Samp. Și dacă sunteți noi pe canal, nu uitați să vă abonați, să prindeți clopoțelul și hai să dăm drumul la treabă. Nu o să pun muzică pe fundal pentru că o să dau drumul la niște videoclipuri de ale jucătorilor și jucătorilor de un videoclip de al lui Wetfix și unul cu Tudor. Despre FV-ul la ce să zic, nu cred că ajungi să dai FV la un jucător că nu ai dovezi clare, 100% clare, că poana mea n-ai cum să dai dovezi, n-ai cum să dai FV la un jucător pe o poză în chat. Asta e părerea mea. Foarte mulți a spus că eu am dreptate, foarte mulți a spus și că ei au dreptate, adică staff-ul și UFX. Dacă părerea mea e că dacă dai FV pe o chestie de asta și nu ai 100% dovezi clare, că e live-ul, ce pula mea e de pe live, că e dovadă editat, doar aia nici nu ar trebui să ia în considerare live-ul ăla ca și neexistent atâta timp cât are data acoperită. Mai eu am zis din start, eu am recunoscut că am greșit, meritam FV dacă erau dovezile 100% clare, pentru că pe același motiv am primit FV și pe Behood și nu am comentat nimic pentru că erau dovezi 100% clare. Înțeleg acum că vrei să iei apărarea serverului și să iei apărarea staff-ului, să nu picați într-o imagine proastă în fața celorlalți jucători, dar nu știu, părerea mea e că ți-ai bătut joc de mine ca și jucător, putea să fie oricine, nu doar eu, oricine care nu era live, că nu ești un Nostradamus să dai FV pe logici, pe știi tu că chiar așa s-a întâmplat în ziua aia. Că poate vreau și eu dovezile alea 100% clare și tu nu ai cum să mi le prezinți. Da, mă. Și hai să trecem mai departe la faza cu serverul. A spus el pe clip, o să vă arăt și imediat și videoclipul, că oricum eu vreau să mă las de mult de server. Nu m-am vrut să mă las de server de niciun mult, adică clipul tu l-ai postat ieri, pe data de 12 și eu ți-am dat un mesaj pe data de 10, nu că vreau să mă las de server, ci că vreau să mă joc și pe alt server ca să cresc activitatea pe canal. Pentru că am zis că după bani, eu în capul meu, asta n-am vorbit cu nimeni, nu am zis la nimeni, în mintea mea era că oricum nu o să iau nicio funcție pentru că am primit banul ăla pentru autoclicker, chiar dacă a fost șters din lăpuș și mi-a fost scos banul. Și am zis că oricum nu o funcție și nu o să deranjeze pe mine dacă eu joc pe două servere și o să postez de pe ambele servere. A zis fix așa, e fix pe clip. Oricum aveai de gând să renunți la server de mult, știm cu toții asta. Știm cu toții asta că avea de gând să renunț la server de mult. Eu i-am dat lui mesaj pe data de 10 că vreau să mă joc și pe Ruby, vreau să am activitatea în pe canal, să fac abonați din mai multe părți. O să filmez în continuare și pe mult câte un episod, însă nu mai vreau să joc pentru funcții, sper să nu te superi, sper să mă înțelegi. Eu i-am zis că, nu știu, nu cred că asta a fost un motiv să se supere, să zică el chestii de genul, că știm cu toții asta, că vrem eu să mă las de server de Pentru mult. că n-ai la funcție nici probabil când... Pentru că n-am la funcții. Dacă era să joc pentru funcții, bă, sincer, chiar am vrut să iau o funcție pe server, dar nu a fost să fie. Mi-am dorit la început de server să iau o funcție. Nu am reușit. Am fost chemat ca și co-leader. Am renunțat, am refuzat funcția de co-leader, că până la urmă și să fii co-leader e o funcție. Am fost, nu că am fost, mi s-a propus, mi-a fost dat pe tavă
șansa de a lua o funcție de către owner. Tu spui că eu ca și YouTuber vreau să am piele, sau eu cred că dacă ești YouTuber ai piele. Că e ownerul, prietenul tău, ownerul care, colegul tău, owner, nu știu cum vrei tu să-i zici, Tudor, mi-a spus mie să fac 100 de ore jucate, să știu regulamentul, ca să nu pic testele și îmi dă lider. O să vă arăt imediat și partea asta. Dau și la max. Așa, momentul să știu regulamentul. Ia fi ce te-mi zici. Bă, mă lasă vorbesc. Nu, tu ai vorbit. Eu mă lasă vorbesc și eu acum. Așa, bun. Mi-ai zis să fac 100 de ore, să văd regulamentul, să știu regulamentul, să nu pic testele. Așa, și ce ai făcut? La bandă. Așa. Păi, da, el... Ce treabă are că... Ți-am zis eu, ți-am zis eu ție sau... El, când i-am zis de chestia asta, Tudor, când i-am zis de chestia asta pe live cu mai multe persoane, v-a zis că așa și, da, pula mea de FV, da, de alte chestii. Bă, într-un fel, nu că într-un fel, practic, el chiar a recunoscut asta, gen, pentru asta îl respect, că, bă, omul a vrut să-mi dea lider, a zis să fac 100 de ore, să știu regulamentul, să nu pic testul și el vrea să-mi dea lider. A spus pe clip că vrea să-mi dea și admin dacă continuam și nu luam bani și așa mai departe, dar, bă, eu am recunoscut, a fost vina mea, după banul ăla am și zis că nu m-am mai așteptat să iau nicio funcție, o perioadă de timp și... și am zis că nu mai are rost. Dacă era să joc pentru funcții, puteam să merg frumos în cu un instructor ca și co-leader, pentru că mi-a fost oferit să intru co-leader în cu un instructor, dar am refuzat. Hai să vedem ce am mai zis aici pe clip, că am uitat și eu. E fix. Păi, dar nu înțelegi, să-mi dați lider, că vreau... Are chestia asta, ce legătură are chestia cu FV pe care ai reluat? Da, vedeți, cum am zis, zicea de FV în continuu, de FV, 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 că nu... că el are legătură, că FV și eu de la el vreau dar să... vreau dar să recunoască, să nu mai credeți că am jucat eu acolo pentru funcție, că dacă chiar vreau o funcție puteam să o fac, însă puteam să obțin o funcție, însă am fost eu prost și m-am grăbit sau eu nu știu de ce dracu am făcut atunci autoclicker, dar v-am zis care a fost faza cu autoclicker oricum. Autoclicker e considerat chiar dacă ești la calculator și răspunzi. Păi tocmai că de la un funcție le-a dat un funcție și vă dăm pe funcție dacă el are. Arăt poze că cu cine credeți că am vorbit, cine credeți că e un ferestrat, ești nebun? Păi bă. Păi nu, dar nu înțeleg. El de la un FV, zice de mine că eu am dat un funcție și în altele de la un FV și asta de fapt VFX a făcut asta. Eu nu am înjurat pe nimeni, n-am dat cu hate în server, am spus doar părerea despre staff și despre UFX. De la un FV a ajuns să îmi zică mie că joc pentru funcții, că nu dacă nu e un lider mă las. Ai făcut clip. Pula mea, cred că de aici e cam neinteresant. Și mai avem ceva chestii de zis. A zis UFX pe clip că oricum eu sunt genul de persoană care umblă numai pentru funcții, că știe ce am făcut eu pe alte servere, pe toate serverele unde am jucat și am avut funcție, adică zicea că pe toate serverele am avut o funcție și am luat remove și m-am lăsat și am înjurat serverul, singurul server unde am luat remove din vina mea este Robinefrit a doua oară, pentru că prima oară băieții pe Ruby am luat remove și ban, am luat remove de la funcția de lider și ban. Remove aiurea, ban aiurea, banul mi-a fost scos, funcția nu au putut să-mi dea înapoi pentru că până s-a rezolvat toată problema, s-a ales al lider. Băi, dar următoarea dată când s-a ales lider la o facțiune de genul facțiunii unde am fost eu lider, bă, au ținut cont și au cerut scuze cu aia. Era ca și cu sniper de live, alegeau lider la The Knack Boys a doua oară. Prima dată am primit un pentru suspect afacere legale și atunci la fel băiatul ăla zice că bă, n-am dovezi, dar pula mea s-a trezit una din căbula să-mi dea remuși, să-mi scoată și să-mi dea bani. Și bă, a zis că le pare rău, că uite ce s-a întâmplat cu el, eu zic că hai să-i mai dăm o șansă. Și a doua oară, da, am luat remove pentru că pentru greșeli multiple, dar e pe contul ăsta pe care sunt acum, dar nu am FH sau
Un email să mai apare? Nu. Nu mai apare. Au zis ceva de genul că, bă, ne pare rău și... Da, mă, stai că asta am zis. Cu aia mi-am pierdut ideea. Da, mă, de remove. Am luat remove pentru că am avut vreo 100 și ceva de posturi în 40 de zile de lider. 100 și ceva de posturi. Bine, cred că exagerez. Am avut oricum vreo 3 pagini de posturi și era cam imposibil din 3 pagini de posturi să... Să nu fi greș, să nu fi găsit 3 greșeli. Bine, îmi găsise 2 și a 3-a greșeală am luat eu pentru că am luat un leader urn și eu și încă un leader de mafie când ne certam ca proștii pe Slack. Ce mai zis mă fix pe aici, ce să vedem? N-ai fost aproape să iei funcție sau, mă rog, am fi vrut să... Da, că nici măcar n-am fost pe aproape. Să dăm, să zicem că meriți sau chiar meritai, ai fost banat pentru autoclicker. Care, bine. Și în continuu spun de banul ăla de autoclicker. Că vreau gen să-l dea, dar am fost banat și na, na, am zis că pula mea. Coi, dar mi-ai spus că îmi dai leader. Tu îmi zici că eu vreau pile de la tine. Când tu ai venit la mine și mi-ai zis că îmi dai leader și... Da, așa că și acolo vă pot explica banul gen a fost corect. A, da, de bani. Că banul a fost corect acolo, da, că... Gen, bătea apropo, că oricum nu trebuia să iau un ban, dar el mi-a dat un ban și pula mea să fie băiețaș. Coi, tu și de faza cu liderul, tu îmi zici că eu am făcut lucrul ăsta că n-am luat lider și tu ai venit la mine și mi-ai zis că îmi dai lider, că îmi ofer funcția de lider dacă fac 100 de ore jucate, numai să învăț regulamentul, să nu pic testele. Aiurea, mă, aiurea, adică pula mea, adică tu îmi zici mie că eu... Eu cu ei nu m-am dus la ei să le zic, bă, dați-mi mie lider, că uite ce lider ați ales, că nu e ok cum ați ales. Da, mă, le-am zis, bă, aveți grijă pe cine aleți lider, că cu ei, eu chiar vreau să fac un server frumos, adică îmi pare rău de server, de sisteme, de player, de nu știu, că dacă o să fie și ei sancționați așa, asta e strict părerea mea, dacă aveți altă părere, puteți să o lăsați în comentarii, oricum știu că mulți sunteți cu... care aveți păreri diferite, dar eu am vrut să lămuresc doar faza cu liderul, că tu, că cu pilele, că tu ai venit la mine și ai zis că îmi dai lider și după aia zici că eu mă cred YouTuber și vreau pile și pula mea. Și chiar dacă o dăm și pe de-astea, dacă o luăm așa după pile, liderii la mafii, în mare parte au fost aleși cum ai fost, cum ai ales și la celelalte facțiuni, dar când i-a dat liderul lui Dumnezeu, deja s-a văzut că bă, lasă-mă cu ai dracu, tu zici că nu dai pe pile și dai fix lui Dumnezeu care e cunoscut în mafie. Și am vrut să mai zic ceva, dar am uitat-o. Cred că v-am zis și de biful, doar cum mă fac clipul ăsta după un live în care am vorbit cu Tudor și cu mai mulți băieți și foarte mulți mă jurau, mulți îmi dădeau dreptate, trebuia să fiu atent în ambele părți și sunt puțin derutat. Sper că ați înțeles ceva din clip, ce am vrut să zic și eu am fost un ne vedem data viitoare.